elevi din clasa 8-a. Mă numesc Leanca Mariană, sunt profesoară de limba și literatura română și astăzi vorbim despre propoziția subordonată predicativă. Vă rog să analizați cu atenție textele. După atâta ninsoare, astăzi cerul este senin. Și al doilea text, după atâta ninsoare, astăzi cerul este cum n-a mai fost de o săptămână. Observați vreo diferență? Așadar, ce observăm? În primul enunț este un singur predicat, de aici rezultă că textul este o propoziție. În al doilea enunț sunt două predicate, ceea ce înseamnă că textul este o frază. Ce este propoziția subordonată predicativă? Propoziția predicativă este ceea ce rezultă din transformarea unui nume predicativ în propoziție subordonată. Observăm sintagma casă veche, pe care am transformat-o într-o propoziție adăugând predicat. Casa este veche. Și fraza, casa este precum sunt toate casele bătrânești din sat. Am transformat numele predicativ veche în subordonată predicativă, cum sunt toate casele bătrânești din sat. Propoziția predicativă se leagă de verbul copulativ prin mijlocirea unui element de relații, precum că, să, dacă, care, cine, ce, cum, cât, după cum și altele. De exemplu, ideea este să plecăm cât mai departe. Elementul de relație este să. Gândul a fost că realitatea este dură. Elementul de relație că. Vă amintesc că drept verbe copulative, pe lângă verbul a fi, mai apar a deveni, a părea, a se părea, a ajunge, a se face, a se arăta, a semăna, a rămâne. Vă voi ruga în continuare să combinați elementele din cele trei coloane, formând enunțuri cu propozițiile predicative propuse. Așadar, în prima și a doua coloniță avem propoziția regentă. Problema principală, adevărul, întrebarea, enigma, a aștepta tu dușmanul, devine, este, ar însemna, era, nu ești, rămâne, se face. Și propoziția predicativă, să vizităm Sibiul, dacă puteam merge, de cât timp dispunem, cine ne-a făcut surpriza, că nu am făcut tema, că ți este prieten și să crezi în promisiunile altora. Să vedem ce variante putem obține. Problema principală era dacă puteam merge. Adevărul este că nu am făcut tema. Întrebarea rămâne, cine ne-a făcut surpriza? Dușmanul se face că ți este prieten. Tu rămâne să crezi în promisiunile altora. Evident că veți obține și alte variante. O altă sarcină în care vă voi ruga să substituiți numele predicativ prin propoziție predicativă, păstrând sensul enunțului. Datoria oricărui vorbitor este de a respecta normele limbii și, transformând, obține. Datoria oricărui vorbitor este să respecte normele limbii. Alt exemplu, a cunoaște bine o limbă înseamnă a citi literatura artistică în această limbă și transformăm, obținem. A cunoaște bine o limbă înseamnă să citești literatura artistică în această limbă. Și un al treilea exemplu, condițiile concursului rămân cele vechi. Condițiile concursului rămân cum au fost. Propoziția subordonată predicativă nu se izolează. Ea stă de regulă după propoziția regentă. Și veți observa în exemplele. Norocul, cum și-l face omul. Cum și-l face omul, subordonata predicativă stă după propoziția regentă. Același lucru îl veți observa și în următorul exemplu. Chestiunea este dacă ați și învățat ceva. Vă propun în continuare un algoritm de analiză a frazei. Așadar, în primul rând se cere să se citească integral frază. Apoi se identifică predicatele, după care
se marchează elementele de relație. După aceasta se desparte fraza în propoziții și se alcătuiește schema frazei. Citiți fraza și identificați propoziția predicativă. Singurul meu gând era să evit orice întâlnire. Predicatele sunt era și să evit. Avem o frază alcătuită din două propoziții. Singurul meu gând era este prima propoziție și să evit orice întâlnire este a doua propoziție. Așadar, prima propoziție este principală, iar a doua propoziție este predicativă. Plasați alte propoziții predicative potrivite pentru propoziția regentă. Singurul meu gând era să evit orice întâlnire. Și, adăugând alte regente, ce putem obține? Singurul meu gând era să rezist cât mai mult, să plac tuturor și să creez o impresie plăcută. Vă propun să observați fraza integral. Singurul meu gând era să rezist cât mai mult, să plac tuturor și să creez o impresie plăcută. Propozițiile subordonate de același fel se izolează prin virgulă. Să construim schema frazei. Singurul meu gând era este prima propoziție, să rezist cât mai mult a doua propoziție, să plac tuturor a treia propoziție și să creez o impresie plăcută a patra propoziție. Prima propoziție este principală, iar propoziția a doua, a treia și a patra sunt propoziții predicative omogene. Completați frazele cu câte o propoziție regentă potrivită propozițiilor predicative propuse. Așadar, predicativele sunt: cine a devenit tata, dacă este modernă această profesie și cum le reușește pe toate. Soluții. Întrebarea era: cine a devenit tata? Problema rămâne dacă este modernă această profesie și enigma este: cum le reușește pe toate. Iar la final, vă voi sugera să completați această scrisoare didactică pe care o puteți adresa părinților, prietenilor sau colegilor, în care să se regăsească informația abordată astăzi. Așadar, puteți începe. Dragi părinți, prieteni, colegi, ziua de azi a început, întrucât am învățat să și am să aplic cele studiate. Iar în final, concluzionez cu afirmația lui Winston Churchill, care zicea: succesul înseamnă a fi în stare să mergi din eșec în eșec, fără să-ți pierzi entuziasmul. Eu zic să nu vă pierdeți entuziasmul, chiar dacă veți suporta vreun eșec, pentru că după el, negreșit, vă așteaptă succesul. Vă mulțumesc pentru atenție!